Vă spun doar atât. Uitați-vă pe ecrane. O vedeți, da? Dane, nu cred! Cine poate să ghicească așa ceva? Și acum fiți atenți și priviți-o, doamnelor, domnilor, Babacloanța! Cine poate să fie? Seara. Nu spuneți nimic. Mamă, 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 cum arăt. N-aveți cum. N-aveți cum. Ba da, Mirabella Dauer. Mirabella Dauer. Cine? Ce-au zis oamenii din public? Adriana Trandafir. Dacă o doare piciorul, poate să stea jos pe jilțul ăla. Vă Irinel doare piciorul, doamne? Irinel Columbeanu! Eu știu cine e, tatac! Știu cine e, dar nu spun! Iță Mureșan! Să-ți dau pastila verde! Mai gata, nu te mai las fără pastila! Am un ajutor de mască, un partener de mască. O să vă ajute! Eu! Doamnelor și domnilor, partenerul de mască este... Adriana Trandafir, partener de mască! Hai, Adriana! Uite-o pe Adriana! La mulți ani! La mulți ani, Adriana! Rămâne! La mulți ani! Adriana e partener de mască în seara asta. Tu știi cine e vedeta? Un singur indiciu. Le dăm un singur indiciu. Zim de câți ani cunoști vedeta din spatele măștii. Câți ani să fie? Bine, nu! Bun, nu, nu, nu! Zice că nu! Nu! Ok, nu. Nu spune asta. Bun, iertați. Măcar prima cifră. Gata, nu spun, gata, nu vrea, nu. Bine, un alt indiciu. Nu e babă. Baba din spatele babei nu e babă. Tânără? Un indiciu ăsta? Nici ăsta? Nimic? Nu spun nimic? Cam okay, câți ani are Dan? Dibuiți vedeta din spatele babei. Succes, succes, Adriana. Da! Da, dragă! Păi ce n-ai înțeles? Gata, gata. Ce n-ai înțeles, măi? Pentru că mi-a fătat Zuza, da. Și-a făcut 6 pisici și sunt cu ele aici. N-am ce să fac, m-a apucat revelionul cu ele. A? Păi și acum ce să fac? M-am gândit să le vând. Pentru că, gata, măi, dacă le dau 6 cu 100 de lei, înseamnă 600 de lei. Îți dai seama, nu? Da. N-am ce să fac. Uite, mai am puțin și închid. Dar toate lucrurile mele, 600 de lei, dragă. Ciupa, ești beată, n-ai înțeles nimic. Ei, asta e. Bună ziua! Bună ziua! Nu vă supăr, ce doriți? M-am și speriat. Dar ce doriți? Am venit să mă faci frumoasă. Frumoasă? Doamne, noi ne ocupăm cu părul. Pentru minuni, mergeți la Arsenie Boca. Așa. Așa, hai. Dar tu știi pe cineva? Știi pe cineva care vrea să le cumpere? Cât costă? 600. 600, măi. Aoleu, măico. 600. Doamne, nu vedeți că sunt la telefon, vorbesc. Așa. Eu sunt aici! Păi eu văd că sunt
aici. Dar eu nu am ce să vă fac, doamnă. Nu am ce să vă fac, pentru că în 10 minute închidem, da? Și ca să vă fac frumoasă pe dumneavoastră, îmi trebuiesc 9 luni, zău așa. A, așa. Sunt sigură că găsesc aici ajutor. Stai puțin. Dar eu sunt sigură că n-aveți acasă oglindă, doamnă, ce nu înțelegeți, zău așa. Hai, dragă, că închid, că am o persoană aici care a venit, nu știu, hai că te sun, da? Hai, că mi-a venit și o idee, da, da. Bine, te pup, papa. Vreau, da, doamnă, spuneți. Vreau să mă aranjați un pic. Păi da, e nevoie, doamnă, adevărul ăsta este. Am avut senzația că sunteți un puzzle și vi s-au pus figurile alea invers, zău așa. Spuneți-mi, pentru ce vreți să vă aranjați? Mergeți mai acolo. Pentru ce vreți? Vreau să merg la o sindrofie. La o sindrofie? Da. Păi de ce nu vreți să mergeți așa, doamnă? Ziceți că ați crezut că e un bal mascat, zău așa. Auziți? Pot să vă ating puțin? Pot să vă ating puțin? Vă rog din suflet. Eu sunt foarte emoționată pentru că nu am fost niciodată la moaștele Sfintei Parascheva. Și acum mă gândesc că... Doamne, îți mulțumesc! Așa, mă gândesc așa că dacă... Știți cum e proverbul? Că dacă nu se duce omul la moaște, uite că vine moaștele la om. Mulțumesc foarte mult! Așa, și spuneți-mi ce vreți să faceți la sindrofia aia, doamnă? M-am gândit, poate îmi găsesc partenerul pe viață. Partener? Hai, da. Mama, e serios, doamnă, iartă-mă. Să-mi păi are sens să-ți mai găsești parteneri pentru 2-3 săptămâni, zău? Mai rău te enervează chestia asta, zău? Și ei cine știe ce fel de om o fi? O fi bețiv, o fi... O fi bătăuși și vorba aia. Acum dacă te bate nu-ți face nicio stricăciune. Dar vorba aia, adică, Doamne Dumnezeule, îți mai trebuie, nu. Îți mai trebuie așa bătaie de cap. Nu prea vreau. Mai dai și banii la Aquafor degeaba, zău așa. Hai. Eu zic așa că dacă vrei să te coafezi aici, e treabă grea, mamaie, de făcut, că trebuie să te coafezi așa, într-un fel, cu părul pe față, ca să nu creăm palpitații la populație și să nu creăm cine știe ce, eu știu, panică în rândul populației, zău, a? Ce ziceți? Auziți? Dar eu am o propunere. O propunere care o să te coafeze mai mult dacă te-aș coafa eu pe dumneata. Hai! Nu vrei o pisică? Nu! 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 Este răspunsul perfect! Păi ce să faci cu o pisică? Ce să faci? Te uiți la ea? Miaună! Mia! Se uită ea la tine? Miaună! Tu taci? Gata mai! Mia! Înțelegi? Ce să faci cu o pisică? N-ai ce să faci! Și mă gândeam așa că atunci ar trebui două pisici, pentru că între două nu te plouă! Înțelegi? Și pisica întotdeauna este drăguță și e bună pentru suflet. Gata, măi! Pentru suferință, pentru bătrânețe, pentru singurătate. În sfârșit, este exact ce îți lipsește dumitale. E cum ce? Mai multe vieți! Mă, tă nu vezi că viața dumitale pâlpâie ca o baterie slabă? Gata, s-a terminat! Ești ca la jocurile alea de pe computer, mamaie! Mă uit la mata și cred că mai ai puțin ca să cunoști pământul pe dedesubt și chiar, zău, mai pui și problemele astea. Știi ce spunea un mare, mare filozof? Spunea așa, ai pisică, n-ai pisică, ia-ți pisică! Care să filozof tare? Păi un filozof mare, măi, mamaie, mare de tot! Mai bine, aranjează-mă la Aoleo! Vrei de-o încăpățânată mai zău așa? O ții una și bună cu părul ăsta. Păi de ce nu vrei să iei 6 pisici așa cum zic eu? Sunt prea multe. Ei, multe. Dacă te uiți cu drag la ele și te uiți odată, o să rămâi cu două, zău așa. Hai, gata, hai, ia pisici. Nu vreau pisici. Păi nu vrei pisici, că nici eu nu vreau pisici, da? Dar acum ce să fac? Ce vrei, să te coafezi? Asta vrei? Pune-te pe scaunul ăla, hai odată. Hai, treci odată să te coafezi, ia să treci, ia să vezi. Hai, hai odată, mișcă-te, hai.
Hai odată! Mai am 10 minute și închid, mișcă-te! Hai odată! Ia stai, stai, stai! Gata! 600 de lei! 600 de lei, hai! 600! Gata, gata! 600 de lei, poftim bonul și hai! 600! Mai ai ceva cu cifra asta? Ce vrei? 599? Poftim! 599! Bun! Și ca să vezi că sunt un om drăguț, îți ofer din partea casei 6 pisicuțe drăguțe! Uite ce drăguțe sunt! Uite ce drăguțe! Hai, du-te, la revedere, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Hai, la mulți ani, la mulți ani! Oh. Stai că până ajungeam timp să mai vorbesc. Ce debit verbal are Adrian! Hai, cât vor! Adriana Trandafir! Ajut eu, te ajut eu, mama! Păi chiar așa! Ia veni! Mai puteți să veniți? Mai! Aș vrea să vă spun eu vouă, bravo. Stați puțin, să vedem. Hai, măi, dragi, să vedem. Să nu spui nimic. Nimic. Nu, nimic. La cât vorbești tu, să taci. Nu, știi să și taci. Cine? Dani Oțil. Cine? Dani Oțil. E o bună variantă, așa. Dani. Ai zis că nu spui nimic. Ce ai spus? Dani Oțil. Mai ziceți-mi. Nu, Monica Angel de data asta. Monica. Mirabela. Monica are răspunsul. Eu știu, dar nu vreau să vă spun. Ia uite-o, mă. Ia uite-o, mă, acum știe și... Zi, Belea, cine? Cine? Eu știu. Cine? Bleunț. Cine? Da. Cine? Bleunț? Da. Bleunț? Claudiu Bleunț? Dar după ce? Păi după voi. Păi așa că e actor și au avut gesturi de actorii. Claudiu Bleunț. Claudiu Bleunț! Trăsăturile așa la față, așa mai... Bleunț, da? Mai la sos, mai la sos. Apropiați-vă, dacă apropiați-vă. Dar nu mulți, nu mulți. Gata. Hai. Zi, Rubi. Păi asta încerc să văd. Vă dau niște indicii eu? Cu părul scurt, zi. Sanda Ladoși. Iar încerc să... Tatoiu? Tatoiu? Poate să fie Tatoiu? Nu venea Tatoiu la banii ăștia. E în vacanță, Tatoiu. E în vacanță în Tenerife, nu mai e gândit. Hai mă, dați-mi măcar o soluție, dați-mi o lumină. Este o persoană foarte cunoscută. Da? Nu spun, pe care o iubiți foarte mult. Dași din gură! Mihaela Rădulescu. Mihaela Rădulescu. Mihaela, cum mă, Răduleasca? La antenă? Da, bă, bună. Ai atât fața! Cum s-o pipăim? Hai la loc toată lumea, gata, la loc toată lumea. La loc toată lumea, că nu va... Andreea Bălan, zi, Ana. Zi, nu se poate! Corina Chiriac? Corina Chiriac sau Andreea Bălan? Da, două pisici, Dane, nici care nu mai pisici? Corina Chiriac sau Andreea Bălan? Corina Chiriac sau Andreea Bălan? Monica e încurcată rău, uitați-mă la Monica, ce cine m-a adus aici, păi la Rebelionul Negru? Nici Corina, nici Andreea. Nici Corina. No. Draga Olteanu, a spus Sirius. No. Draga Olteanu. Corina Chiriac sau Andreea Bălan? Corina Chiriac sau Andreea Bălan? Da! Andreea Bălan? Andreea Bălan! Am luat-o pe Andreea Bălan! Andreea Bălan. Încet. Începem de mascarea. Andreea, facem de mascarea, da? Andreea Rădulescu de data asta. Am nevoie de tine, Andreea. Ea s-a ocupat de toată masca asta senzațională. Mihaela Rădulescu. Andreea Bălan. V-am dat indiciu. Baba nu e babă. Dar nu l-ați ascultat. Țineți-vă bine, mai puțin, Andreea Bălan. Gata, a venit Andreea. Mama e stat jos, așa, stat jos, perfect. Deci, aproape de Oțil acolo? Mai, atâta frică i-a fost, că o să o ghiciți din prima, că o să-l ghiciți, că o să-l știți cine este. Andreea, că, Doamne Dumnezeule, Andreea că Bălan, nu poate să facă nimic. Mihaela Rădulescu. Mihaela Rădulescu, Draga Olteanu, au zis-o și pe Tatoiu, Corina Chiriac, și pe Tatoiu. Au dat-o, Andreea. Ia să vedem. S-au dus, v-ați dus departe de adevăr. Departe, ochelarii. Rău. Se-ți departe, departe, ochelarii, așa. Ochelarii, mi-i pun eu. Gheorghe Turda. Așa. Mâne așa, mânecile.
Publicul ce? Publicul, public. E femeie. Ia uzi. Cum, cum? Oho! Stați așa, că baba... Sofia Vicoveanca! Florin Baba! Ce înaltă? Doamna Sofia Vicoveanca! Sofia Vicoveanca! Da, da, doamna Sofia! Doamna Sofia e, da! Da! S-a ridicat dintr-o dată. Doamna Dacă Sofia o vedeți din da. Profil, încep să rostească un nume, auziți? Încep să rostească un nume de cum se... De cum se dă jos masca. Uite, cum... Profilul va da de gol. Doamnelor și domnilor, Baba Cloanța, în seara asta, în noaptea asta de Revelion, este... Sofia! Sofia Vicoveanca, incredibil! Bravo, Sofia! Irina Loghi și Sofia Vicoveanca! Bravo! Aveți o sală întreagă, e în picioare, ia uitați-vă! Aveți o sală întreagă și o țară întreagă în picioare care vă aplaudă, doamnelor și domnilor! 2020 cu Sofia Vicoveanca mascată. Cum a fost? Greu.